Este bună seara, domnișoară M. Scrisoarea numărul 1. Bună seara. Știu că nu știi cine sunt. Nici eu nu știam mai nimic despre tine până astăzi. Era poate cea mai plictisitoare zi cu putință. Ploua atât de tare peste mahala când venea ori să-mi iau lumea în cap, ori să-mi iau lumea în cap. Până când gândul veni și-mi tras o palmă întrebându-o: bine, bine, da bani de bilet ai? La radio, un șpică tot făcea câta oară teoria chibritului despre picăturile amoroase. Apoi urmă hop-top o piesă searbă sentimentaloidă. Mereu aceeași. Atunci mi s-a pus spada și am pus o casetă. În așa zi, maică putea merge aproape orice. Doar că am pus cea mai pe gustul meu. Cât cânta muzica, eu mi-am făcut de cap și m-am pus pe căutat într-un geamantan vechi. Acolo, între multe lucruri uitate de vreme, găsi o cutie mare de un roz spălăcit cu un M mare și negru monogramat frumos. Acolo te-am găsit și pe tine toată splendoarea. Zâmbeai cald cu frumusețea ta rară și naturală dintr-o poză alb-negru, una din multele pe care le găsi pe acolo. Toate una și una, toate frumoase, toate cu câte o poveste interesantă scrisă pe versuri. Apoi o serie lungă de vederi și scrisori din vari locuri. Bucuria mea însă nu dură prea mult, căci la puțin timp după întâlnirea noastră, m-a strigat mama că e prânzul gata și mai începe și videomagazin. Când m-am întors în cameră, după o oră de mâncare, muscă și blablauri plictisitoare, tot privind fotografiile, vederile și citindu-ți scrisorile tale din cutia roz, am căzut pe gând. Cu nocturnele lui Chopin în urechi și în suflet, am zis: hei, dar ce ar avea dacă m-aș apuca să-ți răspund eu cumva scrisorilor tale? Poate că nu-o fi totuși prea târziu. Unii spun sus și tare că, de fapt, niciodată n-ar fi prea târziu. Așa să fie. Pe curând. Cu drag, domn. Duminică, 6 octombrie 1996. Scrisoarea numărul 2. Bună seara. Nu mă așteptam să se întâmple totul chiar de repede și să ne vedem în visul de azi noapte. Ce am trăit acolo e de nepovestit. Cum se face că noi ne vorbeam atât de direct și deschis de parcă ne știam de o viață? Asta nu știu. Acum la radio s-aud valsuri, deci s-aud. Ascult și parcă văd totul exact cum era și în visul meu de noapte. Pardon, visul nostru. Plimbarea noastră pe un corzo interminabil. Zâmbete la o cafea în acorduri de vals și tango. Paradisul promis. Nu știu cum e la tine. Probabil că am visul de ieri. La mine ploaie și bezne. Întuneric bezne și miroasa brânză, cum mai aud unor prin casă. Restul nu știu și ce mai contează. În vis tu îmi povesteai de-a fi rapăr despre lucrurile din vederi și mă purtai de mână prin peisaje de vis. E drept că știu că uneori mai auzeam povestindu-se despre unele din acele locuri și prin casă. Dacă însă m-aș apuca să povestesc acasă, probabil mi se zice că iureț că lucrurile nu mai sunt, că s-a terminat, s-a desfințat, s-a demolat. Zău că-mi vine să pun hărțile pe masă și să fac planul de drum, fie și pentru la vară sau pentru când va fi. Nici eu nu știu dacă și când voi reuși să ajung vreodată în toate aceste locuri. Așa că îți propun să ne păstrăm visul nostru frumos și să nu îndrăznească nimeni să ne strice trăgând pe doua înspre realitate. Pe curând. Scrisoarea numărul 3. Bună seara, cu ce să mai încep oare scrisoarea de azi? Spune-mi tu dacă. Mă uit la fotografie și îmi imaginez cum zâmbetul tău ar porni să spune ceva. Ce folos? La mine e la fel. Zile egale cu ploi pe măsură și, în rest, mai nimic atât de interesant. La TV unii se bălăcăresc, radioul a început să pută romanțe, acasă la mine unul roade oasele, altul spală vasele, eu mă dau de-andoase. Când mă gândesc să întreb ce pot să fac de atâta plictiseală, când am ce face, aia mi-au spus să mă apuc de fund și să sar în sus. Zilele astea n-am prea avut cine știe ce vise. Am dorit pur și simplu capușeni din pădure. Ce să le mai cer nopților fără lună și stele? Din păcate, cam astea toate pe aici. Oare cum ar fi dacă ar fi să ne vedem vreodată? Ar fi oare cam visul nostru de zilele trecute? Sau cum? N-o să știm niciodată. Pa! Pe curând. Scrisoarea numărul 4. Azi noapte am visat că umblam singur prin tot centrul. Mă rog să mă rasa ei mei să o fac. Nici nu-i mirare. Nici eu parcă nu mai eram eu. Mă priveam în oglinzile vitrinelor și arătam ca în reclamele pe care le văd la TV.
Și tot când venea să mă apuc să întreb lumea de tine, pur și simplu. Ultima era să mă închidă pur și cu tot. Umblam și umblam. Și căutam canzile cu plictisală, de plictisală cu cumpărăturile pline de gusturi ale alor mei. Deodată stând pe o bancă, așa o necunoscută mi-a zâmbit și parcă citindu-mi gândurile, mi-a dat un bilet, o adresă oarecare și un număr de telefon și mi-a zis să urc într-un autobuz care nici nu știam că există până atunci. Și acolo o vei găsi pe prietena ta. Zici și făcut. Astfel m-am așezat pe banca din stație de la poștă, împreună cu ea și am așteptat. Și am așteptat. Și m-am trezit. De spaimă, am încercat să adorm la loc, rostind un fel și fel de cuvinte care să mă lege la loc de seara de vis. Dar ziua a venit, visul s-a stins. Și asta e tot. Pe curând și pe mâine. Peste. Pentru mine, la română, am ca temă să scriu o scrisoare unei persoane dragi. Numai dar, n-am ce sunt, îmi vine să mă prezint cu prima noastră scrisoare. Sau toată. Chiar și cu cele nescrise. Visele noastre. Sper să iau 10. Scrisoarea numărul 5. Bună seara. Hai că o făcui lată de tot la școală. Luai 10 pentru scrisoarea noastră. Dar și o șoarjă mare de întrebări, tot mai sunt mai curioase și indiscrete de la colegii de clasă. De genul, dar cine e? E de la noi din clasă? De unde o știi? E din imaginație? De ce n-are un nume complet? Etc. etc. E drept, că și eu mă întreb uneori, nu atât cine ești, cât de unde ar putea veni. Maria? Mihaela? Melania? Dar asta nu schimbă neapărat datele problemei și nu-i scuză pe colegii mei de la curiozitatea asta ușor deplasată. Cum necum, scrisoarea a ajuns să stea pe un perete la panoul de cinste al clasei, să o urmă fiind cea mai interesantă și năstrușnică invenție. Eu am tot explicat atunci că nu e nicio invenție, că există cu adevărat, ba, mai arătam și fotografia, dar... Cui să-i mai peste? Acasă, când am ajuns, am preferat să nu găsesc o formă de liniște. Sătul fiind de banalități de genul, a luat vreo notă, dar extrage. Cu zâmbetul pe buze, fără nicio vorbuliță, am intrat în camera mea și în viața mea secretă. Acolo am pus un disc și ghidat de muzică m-am apucat să scriu scrisoarea cu cele întâmplate. Pe curând și pe mâine și pe când va fi să mai fie. Peste. Minte. Până la urmă, tot le-am spus de nota alor mei. Nu și cui am scris scrisoarea de 10. Dacă nu mi-au spus până acum cine ești cu adevărat, nici eu n-am interes de a divulga o vorbuliță despre prietenia noastră. Scrisoarea numărul 6. Nu mai știu cât de bună, dar chiar și așa. Aparent, la un moment dat ai mai un premiu pentru scrisoarea 1 de 10, un drum cu ei la Sinai, pe aceleași străzi, cu același scenariu mecanic. Plictisind fiind, pe drumul îmi găsit să scriu tot felul de aiureli într-un carnețel. Nici nu mai conta ce aiureli și abureli scriam pe acolo. Și dacă s-a apucat cineva să-l citească, să încerce, tot n-ar fi priceput. Oricum, tot era ceva. Cu totul altceva decât un scenariu repetat cu aceleași drumuri, aceleași locuri, aceleași lume, aceleași amintiri repetate și alea pierzându-și sensul și rostul. Sau poate că ar fi fost altceva dacă erai și tu. Să nu crezi că glumesc. Mai puțin în acceleratul de întoarcere, unde în toată acea aglomerație, de parcă numai acolo se găsește să meargă lumea, eu mă găseam stând pe culoare, la un geam deschis, de voră cu o fată necunoscută. Și dăi, puteam să jur că eram înapoi în primul nostru vis, păstrând bune proporții, bineînțeles. Și era să pierd coborârea, cel puțin asta zic ai mei, care m-au luat de lângă tine ca cultanii, fix când totul începea să devină interesant. Doar cu un bilețel, cu o adresă și un număr de telefon fără nume. Zilele astea sper să ajung cumva la adresă. Măcar așa, două chestii. O fi oare adresa din vis? Pe curând. Intervenț-o fără voi. De dimineață, mama lui Doru îi găsi pe băiat dormind cu capul pe birou. Biroul era plin de foi pe care băiatul încerca să scrie fel și fel de scrisori. Copile, ești nebun? Tu vrei să ajungi la doctorul Bălțatu? Și tu zici, mamă. Dar ce cu toate scrisoarea de pe aici? Cine-i domnișoara asta e? Măcar atâta să-mi spui. E vreo colegă, ceva? Ce caută numele ăsta pe atâta foi? Tu știi ce asta? Numele prostului pe toate gardurile. Păi și atunci cui vrei să-i scriu scrisoare? Cuiva pe care cunoști. Cui, mama? Neamurilor din poze și alea moarte sau nu, pe care le ții la secret de mine? Cum să mai cunosc lume alta decât cea pe care ba o pui la timpul trecut, ba o treci în neființă, ba mai știu eu ce? Cum? Cum crezi? Faci unul cum crezi, dar tot să-l chem pe doctorul Bălțatu, că nu se mai poate cu tine, zise mama lui, trântind violent ușa. Scrisoarea 6 bis. Sau, mai mult, un postscript, un de urgent. Bun.
Pe unde ești și ce mai faci? Unde-ți fug oare ochii? Cum zic ai mei de fiecare dată când pun întrebări despre cei plecați fără urmă, cine mai știe pe unde. Din păcate, astăzi, după un scandal monstru, în timpul în care eu am fost plecat la școală, scrisorile mele au ajuns pe foc. Le-a rupt mama jurând de tine și de mine și de toate cele, le-a aruncat în foc, mistuindu-se pe veci. N-am putut face altceva decât să plâng și să mă gândesc ce pot să mai scriu. Dar degeaba. Nu contează că pentru unele scrisori am luat note de 10. Nu contează nimic. Trebuie să trecem la acțiune și să nu ne vedem cumva. Oricât de curând și oricât de repede. O zi, o oră, spune-mi. Chiar dacă trebuie să se întâmple doar în vis. Am să vin și am să te aștept în gara. Oricare din ele. Sud sau vest, nu contează. Așa cum am așteptat-o când eram mic pe zâna bună cu piciorul în prag. Îmi amintesc perfect cum am așteptat-o. Ca pe ziua de apoi. Totul început când o auzi pe mama. În seara asta zâna bună pune piciorul în prag. În secunda a doi mi s-a iluminat privirea și nici una, nici două mă gândeam. La acea eveniment nu se cade să apară așa oricum. Drept care, m-am dus în cameră de unde mi-am ales ce aveam mai frumos. Apoi, într-alta, unde m-am pieptănat în fața oglinzii celei mai mari, așa cum vedeam în vechile poze care se stau pe pereți la unde cinste. Curat ca în film. Ziua se scurgea leneșă peste mahala. Așteptam gătit și cu minte în curtea casei, la umbra vișinului bătrân, nori suindu-mă unul pe gard, unde priveam în lungul străzi, încercând să-mi imaginez cum ar putea arăta zâna bună de care au zis-o. Blondă cu ochi albaștri care termină nevastă vechi sau cu vreun look modern. Oricum ar fi fost și ar fi arătat, o vedeam călcând cu pași vioi și fermi pe strada mea amărâtă. Priveam fiecare fată frumoasă care trecea prin zonă și încercam să-mi imaginez. Dădeam binețe tuturor vecinilor și chiar răspândisem în vestea auzită. Orele treceau și încă așteptam. Până când într-un târziu apăru mama să mă ia la întrebări. Ce faci aici gătit ca un papițoi de pluș? Aștept să vină zâna bună care pune piciorul în prag, ziceam eu candid. Prostuțule, prostuțule, era o metaforă, doar nu crezi în așa fantasme. Păi și atunci, bazmele, de ce să mai spun? De ce să mai citesc? Ia-te de acasă întreg. Dar uite că nu m-am lăsat și am așteptat mai departe. Vecinilor au început să li se facă milă de mine și să-mi propună fel și fel de lucruri. Eu nimic. Cred că am tot stat atunci până pe la vreo 11 noapte când m-au convins ai mei să renunț. Că poate îmi spune eu poveste, să mă văd cu ea în vis, de parcă puteau ei să-mi și ghicească visele și gusturile în materie de zâne. De parcă și-ar fi închipuit că cea pe care o vreau e cea pe care voiau și ei să-mi o inducă prin povești. Poate că și asta sufletul meu așteaptă. Dar nu le-am iertat alor mei această minciună. Oare ești tu aceea? Oricine ai fi, te aștept cu drag. Doru. Peste. O vreme cred că mă opresc din scrisori. Trec pe casete. Când îți voi afla adresa, am să le trimit cu cel mai mare drag. Caseta numărul 1. 11. Azi ne punem pe fapte mari. Am pornit la pas prin oraș. Cu poza domnișoarei M la purtător și privire de inspector dur care nu admite abate. Umblu și mă uit la fiecare fată brunetă pe care o văd prin cartier, apoi prin centru, și pe corzi, și pe bulevard. Zău că-mi vine să întreb cu poza în față pe orice ce, nu vă spărați, dar ați văzut-o cumva? Dar mi-am amintesc că s-a mai practicat asta într-un cântec vechi, așa că hai să ne chemem. Azi ca niciodată plouă cu soare. În oraș e lume mult, foarte mult. Cred că merg mai departe și mă urc în 44 spre gara de sud. 30. Sunt în gara de sud. De la bun început stau pe peronul de la linie 2 și 3 așteptând rapidele și accelerator care vor veni. Apoi îmi cer norocul și alte peroane. La alte linii, la alte trenuri, da. Trecem și pe alte spații. Nu-i de glumit. La cât e mulțime, trebuie să umblăm la fiecare tren. Nu trebuie să ne scape nimic. Nu trebuie iertat nimic. Ora 17. E târziu și încă n-am găsit mai nimic cu semnal meteorei. În afară de o brunetă în alb, exact ca în poză, care coboră dintr-un rapid dinspre București, la linia 4. Doar văzând-o și am fugit după ea, dar ea a dispărut prin mulțimea din subtraversare fix când o luam și eu pe urmele ei. Sau când ar fi să ai mei, sau cum ar fi să ai mei, mi-a plecat de sub nas. Când să mă apropii și eu mai bine, m-am mâncat mulțimea și mai multe nu. Oare mai are sens să mă duc și la vest în zona crepusculară, așa de o fază? Nu. No. Mai vin acasă. Aia, ne lăsăm pe guba și mai căutăm și altă dată dacă vor la pe acea. În fond, ce poate să mai facă ai mei altceva decât să mă ia la zor și să mă trimită la mai știu eu ce un doctor.
Hai că am ajuns. Surprinzător au lăsat poarta descuiată. Că poate o-i veni și să pară că pot sta liniștit. Din curte văd sufragerea sus pe deluminată. Mai bine ca la săbători. Înăuntru lumea ține șuete, se râde, se bea cafea, se fumează, se discută, iar de la fica răsună muzică veche. N-am de ales decât să intru și eu. Scrisoarea 7. Bună seara. Nu mă bună, nu e de astea ceva. E ca într-un cântec pe care l-am tot auzit în mod repetat la radio în toate tristele duminici de când ne vorbim. It's a wonderful, wonderful life. Să cânti strici și să spui că așa e, că e așa minunat. Așa și apoi. După o zi de umblat și căutat prin centru și prin gara, uitându-mă atent la toate trenurile și la toată lumea care cobora, am dus spre casă. Obosit, istovit și transpirat cum eram, am luat-o puș-puș până în când surpriză, din curte auzeam muzica vechilor discuri. În sufragerie lumea vorbea și râdea, hop și eu în țâmbră atunci. Când intru, părea că mă așteptau ca pe fiul risipitor. N-am avut nicio taină și nicio treabă că mi-am găsit să nu o iau la fugă până după tine. Între aia mei stătea și o doamnă ușor în vârstă cu ochelari de profesoară. Ce cere penibil. Apoi copt și mama să spună când văzând că bravo, că mi-am văzut visul cu ochii și aia domnișoara M. Și s-a pus hăhăim pe dat din casă cu scrisorile găsite pe birou. Acelea pe care tot ea mi le-a pus pe foc și cu alte altele. Indignat, înjenat și supărat, am dat fugă în camera mea trântind ușa. Cât stăteam eu acolo, hop că a venit cu coana, s-a închis să mă împace. I-am zis că nu-i cazul și n-are rost să-și rostească scuze. Arătându-i apoi poza ta, i-am zis că tot nu cred nimic. Dumnezeu însă mi-a stăruit că fata ei, Melania, arată identic cu tine. Așa să tot fie. Apoi mi-a dat un bilețel cu o adresă și un număr de telefon. Dar și cu un M, exact și identic cu cel de pe cutie. Încă tot nu știu ce să mai cred. Într-un mod suspect, aș putea să jur că e biletul pierdut. Dar nu. Până la urmă, fie ce-o fi, mă duc acolo. La final, aș mai avea poate o ultimă rugăminte. Când ne vedem, dacă ar fi să ne vedem, să-mi spui doar dacă nu cumva visez urât și cineva a plăit-o pe bucoana aia să-ți poarte inițiala sau au chemat cine știe ce cunoștință de lor ca să-mi pună visul frumos pe foc. Pe curând. Cu drag, domn. 20 octombrie 1996. Postscriptum din presă. Sâmbătă 26 octombrie 1996. Ieri în jurul orei 13, un tânăr a fost găsit lat în fața unei case din strada Mimozei, numărul 15. Se pare că acesta a fost împușcat de către cineva aflat în vecinătatea casei cu o pușcă de vânătoare. Suspectul pare a fi un criminal în serie cu un istoric bogat în spate, care se pare că îi vinea pe toți cei care încercau să intre pe poarta casei respective. Vecinii, din păcate, nu știu nimic despre această chestiune, nu este bănuieri, nici despre cine ar sta pe strada Mimozei numărul 15, nici despre tânăr, nici despre un criminal, nici despre domnișoara pe care o murmura tânărul până să-și dea duhul în fața echipajului de pe salvare. Cercetările continuă.